Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod cu doctorul Râncăciuvean, în care vom face o operație nouă, operație de piele, skin surgery. Nu știu cum este, am văzut-o aici în dreapta jos, mi-a părut la recomandate și am zis să o încercăm, să vedem cum este. Am observat că sunt câteva persoane care îmi tot lasă comentarii cum că ai mai făcut o altă operație asta. Nu, nu am mai făcut operația, de exemplu, cea anterioară, cu nasul, mi-a spus că am mai făcut-o, nu e adevărat, n-am mai jucat niciodată. Nu știu de ce îmi tot spuneți, poate vreți să râdeți de mine sau ceva gen, habar n-am. Nu încerca asta acasă. Ea este Casey, se juca fotbal când mingea a sărit peste un gard de fier. Când se cățăra, domnișoara pe gard, a alunecat și a intrat o țăpușă în coapsă, cred? Cred că da. Să vedem. Ok, we're going to do a skin transplant. Un transplant de piele. Also called a skin graft. We'll take a thin layer of skin from a healthy part of Casey's body and place it on the wound. Ah, deci, iau bucate de piele dintr-o zonă care nu e afectată și o pune peste zona asta unde are ea buba. Bine. So it will heal faster, ca să se rezolve mai repede. Hai să vedem cum neva decurge chestia asta. The donor skin for this operation will be taken from Casey's other thigh. Din cealaltă coapsă îi luăm. Deci, practic, ia piele dintr-o coapsă și pune pe aia rănită. We'll need to disinfect. Ok, trebuie să dezinfectăm treaba. Iar îi dăm cu ciocolată. Tongs, cotton ball. Hai că deja am învățat procedura. Îi dăm cu puțină ciocolată. Oh my god, mi se vede steam acolo în colț. Prea îmi place. Good work. The area is now sterile. Da, da. Ok. Ok. Iar facem o străduță. Pac, 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 pac. Gata, boss. Oh, nu mai faci mai multe străduțe. Ia. Yeah. Great work. Let's prepare the dermatom. Habar n-am ce aia. Ce bă asta? The blade's gorge should match the width. Asta. Să fie la fel de lată. Nu-i asta? Ce facem, o bărbierim? Ce nebei facem? That's the right gourd. Now let's attach it. Bla bla bla. Pick up the screw. Oh. Ok. Nu-mi spune că o să-i jupuim pielea. Pick up. Oh my. Ok, hai să înfiletăm ăsta aici. Holy moly macaroni, ha? Huh? Bine, nice doc. Now we need to set exactly how deep we'll cut into... 0.38. Asta vine undeva... That's not it. 0.38, adică undeva pe aici. Very good, now we're ready to remove the skin. Ok, pick up the scissors so we can cut the skin off. Asta. Știu că e doar un joc și nu e chiar de scârbos, dar nu știu. Nu mă pot abține. Grab the towel. Ok, prosopul. N-arată ca un prosop. Ok, now collect the harvested skin from the blah 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 and pick up the tongs. Ok, luăm pielea moartă. Oh god. Și acum o mâncăm, ca pe șorici. Excellent, now let's prepare the skin for the transplant. Pregătim pielea. Before we put the skin on Casey's wound, we need to poke holes in it using... Trebuie să o găurim? Să găurim pielea, mă? Zici că e un biscuite de ăla, ești nebun? There we go. The holes in the skin will allow us to cover a wider area. We will now cut the mesh skin into the shape of the wound. Ok, acum mai dăm forma. Cu foarfecele. Zici că e un biscuite. Nu-mi spune că nu arată ca un biscuite. Acum nu mai arată. The mesh skin has been trimmed so it fits in the wound. Pick up the needle. Oh, deci au pus pielea peste rană. Ok. Coasem așa ușor, ușor.
Dar ea va rămâne pe veșnicie cu acele astea aici de la cusătură sau cum ne mai funcționează treaba? Ok. Next, we'll put a sponge. Ok, punem spongiul, burete. Arată ca un ochi acum. We need to suck the air out of the sponge. Trebuie să scoatem aerul din burete. First pick up the plastic sheet. Sheet aici. Good work, pick up the air tube. Bă, e mare belea. Tragem aerul, ce naibai facem? Pornim. Op, l-am vidat. Let's finish up by placing a soft cast. I'm sure the patient will be back on her feet again in no time. Cred că asta e primul nostru pacient mai drăguț, așa, care arată mai normal. Următorul e cu appendix. Cred că nici pe asta n-am făcut-o, dacă nu mă înșel. Am o singură greșeală cu scor 14.500. Ok, interesant. N-am citit eu exact cum era rana, dar nu se făcea și singură? Presupun că era prea agravată treaba și a fost chiar nevoie să-i pună piele peste rană. Bine, că metoda asta scrie așa acolo că e mai bună, că se va vindeca pacientul mai repede cu această metodă. Dar totuși, interesant că merg și chestii de-astea. Mai descoperim câte ceva nou. Nu știu, dacă aveți voi, vreo operație care vi se pare așa mai scârboasă și care ați vrea să o joc, puteți lăsa sugestie în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!